A Domnului Isus Hristos tuturor celor ce astăzi au venit să stăm față în față cu cuvântul, să ne comparăm cu cuvântul, să ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu și să ne vorbească Dumnezeu din nou. E un mare lucru să poți să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi iarăși. Și Domnul să-ți spună înainte ca să fii Ieșit cuvântul de pe buzele tale, eu îți răspunsesem și să facă trimitere la scriptură. Să spună, de multă vreme ți-am răspuns, de multă vreme ți-am vorbit. Înainte ca să vină întrebarea ta, înainte să vină problema ta, înainte să vină căutările tale, eu ți-am vorbit. Că știam ce probleme o să ai. Știam ce întrebări o să pui, știam ce vei căuta, știam de ce ai nevoie, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. În dimineața asta, un subiect mai rar, un subiect mai deosebit, l-am intitulat Corul Sfânt. Voi vorbi în mod special corului, tinerilor, celor ce sunt aici, dar vom învăța ceva din Sfințenia Corului, vom învăța ceva despre Sfințenia lui Dumnezeu și a Bisericii sale. Haideți, pentru că este vorba de așa ceva, haideți să începem cu ceva care nu ține neapărat de scriptură. Voi citi scriptura puțin mai târziu. Voi începe cu un soi de istorie. Istorie a muzicii. O să rog media să mă ajute cu câteva slide-uri. Deci, istoria muzicii. Și vom începe, în primul rând, cu muzica creată de Dumnezeu sau cu muzica creațiunii. În cartea Hristos Lumina Lumii, Hristos a fost acela care a umplut pământul cu frumusețe și aerul cu cântec. Este inventatorul, inventatorul frumosului, inventatorul muzicii. Peste toate lucrurile pe pământ, din aer și din cer, el a scris mesajul iubirii Tatălui. A scris Te iubesc. Or de câte ori or de câte ori ascultați muzică, ori de câte ori vă uitați la un lucru frumos, căutați acest mesaj din partea Tatălui. Te iubesc. Orice muzică. Ce nu vorbește despre dragostea lui Dumnezeu s-ar putea să fie o muzică dizonantă care să introducă alte mesaje. Să nu ne, să nu ne mirăm dacă suntem depresați, dacă ne simțim iubiți și așa mai departe. Pentru că mesajele din jurul nostru sunt extrem de diferite. A, apropo, muzica a fost creată pentru laudă și închinare. Este un, este un gând care ar trebui să ne să fie baza pentru tot ceea ce vom face astăzi. Muzica a fost creată pentru laudă și închinare. Am ajuns astăzi să credem că muzica are multe alte scopuri. Muzica ne exprimă pe noi. Marea filozofie muzicală din ziua de astăzi este. Această idee a faptului că muzica exprimă problematica omului, dificultățile lui, înfrângerile lui, plânsului și așa mai departe. N-am nimic împotrivă, omul plânge, dar dacă rămâne doar la atât, și dacă în final muzica nu izbucnește în laudă și în închinare la cel ce a rezolvat durerile și tragedia noastră, muzica nu este nici pe departe la nivelul pentru care ea a fost creată. Muzica edenică sau muzica creată de Domnul Isus Hristos a fost coruptă. Satan a auzit cântecul de adorație fericită și fericire sau Cântecul de adorație fericită adresată tatălui și fiului. Invidia, ura, răutatea sa au crescut și el și-a exprimat anxietatea lui cerând îngerilor să-i provoace pe Adam și pe Eva la neascultare pentru ca, și auziți care a fost scopul lui, să aducă asupra lor mânia lui Dumnezeu și să schimbe cântecul de laudă în ură și blesteme față de Creatorul lui Dumnezeu. Să nu ne mirăm dacă astăzi muzica prinde și această nuanță de ură, frustrare și hulă. De cele mai multe ori, pentru că muzica ne exprimă pe noi, exprimă și insatisfacția umană. Rare ori omul este plin. De cele mai multe ori, după căderea noastră, și după îndepărtarea noastră de Dumnezeu, sufletul nostru a cunoscut un gol imens, o insatisfacție și o frustrare dureroasă, tragică la un moment dat. Din cauza aceasta, inima unde nu este pacea lui Hristos este nefericită, plină de nemulțumire, vede nemulțumire în orice și ar aduce dezacord în muzica cerului, în ceea ce s-a întâmplat la început. Deci, dacă omul păcătos ar fi pus să cânte astăzi, ce fel de muzică ar cânta? La început, Domnul Iisus Hristos a creat muzica aceea pentru laudă și închinare. Astăzi, omul ce fel de muzică a creat dacă se exprimă pe sine? Muzica de dezacord. Țineți, țineți cont de lucrul ăsta. Dezacordurile în muzică, dezacordurile muzicale, nu fac altceva decât exprimă marele dezacord al nostru cu cerul sau marele dezacord al nostru cu noi înșine. Pentru că noi înșine suntem în dezacord și în luptă. Cu propria persoană. Din nefericire, lucrul ăsta nu, nu rămâne doar la nivel individual. Se manifestă de foarte multe ori la nivel de creștinism sau biserică. Îmbrăcămintea fastoasă, cântecul executat cu măestrie și muzica preponderent instrumentală în biserică, când rămâne doar la nivelul acesta exterior, de suprafață și formal, nu invită corul îngerilor mă opresc aici să nu înțelegem greșit, uh, trebuie să cânte inima, trebuie să cânte omul, trebuie să cânte acela care vrea să aibă o legătură cu Dumnezeu. V-am povestit, la un moment dat am auzit un surd cântând. A fost cea mai frumoasă experiență care am avut-o. Era vărul meu care nu auzea din clasa a șasea. Și la un moment dat, la o ieșire undeva la munte, după ce ne-am jucat și a fost excelentă ziua respectivă, ne-am luat un timp de odihnă. Și fiecare s-a dus într-un loc retras. Eu m-am dus sub o stâncă, era umbră, și cineva a venit deasupra stâncii, n-am știut cine este, și deodată a început să cânte. Și m-au uimit foarte mult pentru că nu semăna deloc a cântare. Vă dați seama, un surd care cânta după 20 de ani? Însă i-am deslușit cuvintele. Cum strig un cerb setos de apă rece. Așa de Dumnezeu setos strig eu. Cânta Gabriel, nu l-au niciodată cântând. Din când în când, câte un acord mai amintea ceva de o melodie veche, uitată, stăpânită cumva cu greu, controlată cu greu. Și în timp ce am stat față în față cu un surd, am auzit cea mai frumoasă melodie, cântată nemelodios. Pentru că cânta o viață, cânta un om. Și abia atunci m-am gândit la modul în care Dumnezeu ascultă muzica mea. Că Oricât de perfect aș cânta, chiar dacă aș avea ureche absolută, știu că Ioji îi place chestia asta cu urechea absolută, chiar dacă aș avea urechea absolută, din punct de vedere al absolutului ceresc, absolutul meu de aici este extrem de relativ. Vă dați seama câte falsuri cântă un om care cântă perfect? Față de armonia cerească. Și atunci ce rămâne este valoarea sufletului. Că nu e mare diferență între un om care falsează patru note și unul care falsează mai multe. Tot fals se numește. Și atunci Dumnezeu are nevoie de. are nevoie de suflet. Din perspectiva lui Dumnezeu, aceste lucruri sunt ca ramurile smochinului neroditor care aduc doar, ca roade, doar frunze pretențioase. Dacă acum fiți atenți, uh, nu aduce laudă niciunui om. Nu flata pe niciun om și nu permite niciunui om să te laude sau să te flateze pe tine. Punct. Evanghelism, pagina 630. Din ce cauză? Din ce cauză? Știu că mulți dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu treaba asta. Mulți dintre dumneavoastră spuneți: "Nu, avem nevoie și de avem nevoie și de laudă, avem nevoie și de apreciere, avem nevoie". Nu, lauda nu e totuna cu aprecierea. Lauda nu e totuna cu mulțumirea. Din ce cauză nu aduce laudă niciunui om? Din ce cauză? În momentul în care aduci laudă unui om, uiți că există cineva atât de mare, atât de diferit, încât niciun om în măreția lui nu este altceva decât țărână, mulțumesc, zero, nimic. Nu, nu trimiteți lauda și închinarea către cineva care nu merită nici laudă, nici închinare, pentru că tot ceea ce avem le-am primit, așa spune Sfânta Scriptură, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Din ce cauză? Respectați categoria de laudă și haideți să înțelegem că merită doar Dumnezeu. Sau o merită doar Dumnezeu. Muzica și decadența creștină. Diferitele forme de amuzament în bisericile zilelor noastre au ruinat mii de credincioși care dacă ar fi fost cruțați de aceste forme de amuzament, ar fi rămați drepți și ar fi devenit urmașii lui Hristos. Aceste festivaluri bisericești, performanțe teatrale la modă au distrus și au avariat mii de suflete Review in Herald, noiembrie 21, 1878. Um provocări. Este vremea să ne gândim de ce facem lucrul ăsta, cu ce scop, cum justificăm, cum măsurăm de la cauză la efect și cum vedem dacă biserica crește sau nu crește prin ceea ce astăzi sunt activitățile noastre care ar dori să fie binecuvântarea bisericii. Fraților, corupția nu este culturalizare. Uh, discutând cu specialiști în muzică, mi s-a justificat faptul că orice cuvânt sau gând al lui Dumnezeu trebuie să fie exprimat prin categorii muzicale prezente sau culturale prezente. Și atunci, deși mi-au spus așa. Noi trebuie să luăm un psalm sau un text al scripturii sau o compoziție extraordinară și trebuie pusă pe muzica actuală. Nu o pui pe muzica de acum 300 de ani, o pui pe muzica de azi. Și dacă muzica culturii mele de astăzi este diferită de muzica de altă dată, atunci asta este. Cântăm muzica de azi. Și am întrebat mai departe, dar de unde știi? Cine ți-a dat ideea asta? Și personalități muzicale care au studiat foarte mult mi-au spus Păi uite-te la Luther, spre exemplu. Adică ce să mă uit la Luther? Uite, uh, uite, cântarea cetate tare Dumnezeu. Da? Are niște versuri extraordinare. Da? Da. Păi muzica știi de unde a luat-o? Muzica din vremea lui. Da, dar era muzică de oricare fel. Și de aici a pornit ideea că eu pot să iau muzică de oricare fel, folclor sau altceva, de oricare fel, și să o aduc în zona religioasă. Și cuvintele religioase o vor, transforma, vor transforma muzica respectivă în muzică sau în cântare spirituală. Și așa am ajuns că astăzi cântăm psalmi pe muzică de manele, da, sau altceva. Din cauza asta am adus înaintea dumneavoastră citatul acesta, care este afirmația unui specialist, care este extraordinar de lămuritoare în ceea ce privește această tendință din ce în ce mai modern astăzi, și anume să îl lauzi pe Dumnezeu cu muzică de oriunde și de orice, crezând că cuvintele îi schimbă caracterul. Auziți, Luther n-a folosit cântecul saloanelor de bal din zilele lui. De fapt, el a fost foarte atent pentru a proteja cuvântul lui Dumnezeu de orice amestecare cu elementele lumești. Vă rog frumos, notați-l, faceți fotografii, faceți ce vreți dumneavoastră, folosiți acest citat pentru oricând vă veți întâlni cu ideea că culturalizarea, adică exprimarea cuvântul lui Dumnezeu prin formele culturale prezente, această culturalizare ar justifica vreodată corupția. Coruperea calității a mesajului muzical. Și acum, după ce am fost introduși oarecum în zona de luptă chiar și în domeniul muzicii, vă voi invita să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Uitați tot ceea ce am făcut până acum, rămâneți doar cu ideea fundamentală că suntem într-un război nu doar de calitate, dar și de spiritualitate care se desfășoară în spatele fiecarei muzici pe care o ascultăm. Aș face un apel la tineri astăzi să-și aducă aminte cât timp ascultă ei o cântare sau muzică în timpul unei zile și să ajungă la concluzia următoare. Că timpul respectiv este dedicat unei predici. Cu alte cuvinte, în muzică se predică. Noi nu ascultăm predica aceasta nici în lungimea, nici în intensitatea și nici cu interesul cu care ascultăm la un moment dat muzică. Muzica este mult mai puternică. Orele, orele petrecute sub dominația sau în atmosfera muzicală nu sunt altceva decât ore de intensă predicare a unor concepte de viață filozofice sau religioase care se împart între sfințenia și adorația lui Dumnezeu și hula, repet, hula modernă. Și acum, 2 Cronici, capitolul 20. După aceea, versetul 1, fiii lui Moab și fiii lui Amon, cu el niște mauiți, au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghedi. Sunt la Enghedi. În spaima sa, în spaima sa, Știți, Iosafat nu este un copil. Nu. Iosafat este un rege care se încrede în Dumnezeu, care l-a lăsese pe Dumnezeu ca stăpân al națiunii sale. Textul continuă. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Dacă aș avea timp în momentul acesta, aș citi declarația de război pe care a făcut-o rapșache, generalul asirian, în fața lui Ezechia. Și vă aduceți aminte, Rabșache îi spune, omule, sau oamenilor din Ierusalim, pentru război e nevoie de, vă aduceți aminte? E nevoie de armată și e nevoie de chipzuință. Dacă nu le ai pe astea două, degeaba faci război. Adică dacă ai chipzuință, ai înțelepciune și n-ai oameni, n-ai armată, nu-ți folosește la nimic. Și invers, dacă ai armată și n-ai înțelepciune, nu se folosește la nimic. Și Ravșache demonstrează și spune, tu n-ai niciuna, nici alta. Spune mai departe, uite, eu să-ți dau cai din herghelia mea care este aici. Ai atâția oameni să-mi calece cai respectiv pentru a forma o cavalerie? Și el răspunde, adică răspunsul era clar că nu. Deci n-ai niciuna nici alta. Ce șansă mai ai? Ce șansă mai ai când n-ai nicio șansă? Asta este întrebarea. Poporul lui Dumnezeu, ce șansă are când nu mai are nicio șansă? Și de aici e frumos. Versetul 20. Deci 2 Cronici 20 cu 20. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, și iată declarația de război a lui Iosafat. Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Citiți textul acesta, vă rog frumos, ori de câte ori conștientizați că ați ajuns într-o situație în care nu mai aveți nicio șansă. Când sunteți bolnav, când sunteți pe momentul în care sunteți ruinat financiar, când sunteți și aveți probleme insurmontabile în viața de familie, oricând, citiți versetul ăsta, mereu și mereu. Auziți? Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. După ce a făcut lucrul acesta, versetul 21, în învoire cu poporul, foarte interesant, Iosafat n-a făcut ceea ce urmează datorită unei idei singulare. El a mers și a întrebat adunarea generală a credincioșilor care se strânsă la acolo. Poporul în învoire cu poporul, în de acord cu poporul, a trimis la luptă ce? A trimis la luptă corul. Simplu. Acum vreau să întreb corul care este aici. V-ați duce la luptă? Dumneavoastră sunteți elementul de luptă al unei biserici. Dumneavoastră câștigați sau pierdeți bătăliile lui Dumnezeu. Pe umerii dumneavoastră stau nu doar podoabe sfinte și haine sfinte. Pe umerii dumneavoastră stă numele și gloria poporului lui Dumnezeu atunci când n-are nicio șansă. Pe umerii dumneavoastră sunt șansele lui Dumnezeu atunci când poporul lui Dumnezeu tremură. Nu, dumneavoastră nu sunteți oricine. Nu sunteți niște cântăreți togmiți. Nu! Dumneavoastră sunteți oamenii aleși al lui Dumnezeu să câștigați biruințele lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. O, oh, dacă am gândit așa. Am avea în față luptătorii noștri. Am avea în față cei ce susțin nu doar curajul, dar destinul Bisericii lui Isus Hristos. Dacă am avea conștiința aceasta, vă dați seama cum ar fi cântările Sionului. Ce am cântat? Cum am cânta? Cine ar cânta? Despre asta vom vorbi în continuare. Ce am cânta? Cum am cânta? Cine ar cânta? Dar citeți mai departe. Au uh, numit cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte. De asta am zis Corul Sfânt. Și aici mă opresc și de unde aș fi știut ce fel de cor e corul acesta dacă nu s-ar fi scris podoabe sfinte aici? De unde aș fi știut ce fel de cor e? E un cor de oameni buni? E un cor de plătiți cu ziua? E un cor de oameni pe care i-au găsit atunci să cânte ceva, să sufle din cor? Aș avea tot felul de întrebări. Dar aici, pentru ca să mă facă să înțeleg că era vorba de oamenii sfinți ai lui Dumnezeu puși în față, n-a zis oameni sfinți, ci a zis oameni îmbrăcați cu podoabe sfinte. Cum te îmbraci tu când vii la cor? Cum te îmbraci tu când vii la cor? Care sunt podoabele care le pui pe tine? Sunt podoabele sfințeniei sau Înțelegeți? Pentru că ce avem pe noi, cum ne îmbrăcăm, care sunt podoabele noastre vor vorbi de caracterul nostru. Vor vorbi despre ce fel de oameni suntem și, mai ales, despre ce Dumnezeu slujim. Mergând înaintea o știri, spune mai departe lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în veac. Spuneți-mi, vă rog, cântau ceva despre bătălie? unde e războiul? De ce nu vorbesc nimic despre, despre vrăjmași, despre cei ce atacă, despre cât de greu este? De ce nu vorbesc nimic? În psalmul 18, care este un psalm al lui David, versetul 3 spune, David, eu strig, lăudați să fie Domnul! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Vă rog frumos, când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de textul acesta. Haideți să nu-i mai spunem Domnului de cât de tari sunt vrăjmașii și cât de mulți sunt și cât de grele sunt problemele. Haideți să scrigăm doar atât, lăudați să fie Domnul! Și de restul, are grijă el. Voi fi izbăvit de și mei. Simplu. Asta a făcut Iosafat. 22. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva filor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda. Au fost bătuți. Trec peste câteva versete. Versetul 26. A patra zi, după ce patru zile au strâns pradă. A patra zi s-au strâns în valea Bereca, Beraca, adică binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda, din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli, s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașilor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăute și de harpe și trâmbițe. O intrare triunfală, extraordinar. Muzica le merge înainte, este spre slava lui Dumnezeu. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel și împărăția lui Iosafat a fost liniștită. Și Dumnezeu i-a dat pace de jur împrejur. Momentul acesta este un moment decisiv, atât pentru popor cât și pentru Iosafat. Momentul acesta a rezolvat problema vrăjmașilor lui Iosafat. În momentul în care au cântat, lăudat să fie Domnul, a fost izbăvit de vrăjmașii lui. În momentul în care vom învăța să lăudăm pe Dumnezeu, în momentul în care vom învăța să cântăm la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu va rezolva problemele din viața noastră. Nu știu dacă sunteți. Dispuși la lucrul acesta. Nu știu dacă sunteți convinși de lucrul acesta, dar vă provoc să-l să încercați. Lăudați pe Dumnezeu ca Dumnezeu să poată să rezolve tot. Mâna lui să lucreze. Frații mei, primul punct. Cine cântă? Cine cântă? Coriștii. Oamenii aleși. În Întâi Cronici, capitolul 25. capitolul este Cântăreții lui Israel. David, versetul 1, și căpetelile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceea din fiul lui Asaf, Heman și Edutun, care, auziți, care proroceau care proroceau. Nu merg mai departe deocamdată, pentru că s-ar putea să mă fure contextul. Dar observați, el a pus cântăreți oameni care proroceau, care erau sub duhul profeției. Sunt oameni ai Cuvântului lui Dumnezeu, care cunosc scriptura foarte bine, care o folosesc. Sunt oameni ai Cuvântului lui Dumnezeu, Cărora le vorbește Dumnezeu și prin care vorbește Dumnezeu. Nu oricine cântă pentru Dumnezeu. Cel ce cântă și prorocește. Nu știu dacă putem înțelege. Cel ce cântă și prorocește. Haideți să vedem mai departe. Deci citesc încă o dată. Care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Versetul 2. Din fiii lui Asaf. Zacur, Iosif, Netania și așa mai departe. Pare plictisitor. Și deodată apare o idee fascinantă. Toți sub lui Asaf, care prorocea după nevoile împăratului. Adică împăratul avea nevoie, iar el era acela care îi răspundea, răspundea. Acesta este sensul adevărat. răspundea la nevoile pe care le punea împăratul. Și răspundea prorocind, nu oricum. Din Iedutun, fiul lui Iedutun, Ghedalia, Țerii, Isaia și așa mai departe. Și sunt tentat să zic, e plictisitor, să trec mai departe, până când apare iarăși ceva extraordinar. Iedutun care prorocea cu harpa ca să laude și să mărească pe Domnul. E Dutun care prorocea cu harpa. O cântare e o prorocie. E o cântare e o profeție. Frații mei, nu cântăm iarba, florile, stelele. Nu. O cântare e o profeție. Versetul 5. Toți fii lui Heman, care era văzătorul împăratului ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu dăduse lui Heman o familie mare. Și acum versetul 6. Ceva frumos, așa că au o particularitate. Toți aceștia erau sub stăpânirea cui? Părinților lor vă conduce la vreo idee. Cei ce cântau erau tineri. Care aveau ca și, eu știu, conducător al lor pe părinților. Supravegheau muzica, supravegheau execuția supravegheau sfințenia. Cine? Poftiți? Părinții. Ce se întâmplă astăzi cu părinții? Mai supraveghează? Mai sunt părinții aceia care supraveghează muzica copiilor din generația 1, 2, 3? În așa fel încât părinții să cânte împreună cu copiii, părinții să fie acela care să laude împreună cu copiii, părintele să știe ce ascultă copilul, părintele să știe ce Vrea copilul, părintele să știe ce laudă tânărul, astfel încât să fie împreună. Părinții bisericii, mai faceți lucrul ăsta. Deci, cine cântă? nu cine cântă? proroci. proroci. oameni care se dedică cuvântului lui Dumnezeu, oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Aici, aici trebuie să fie oameni care să dorească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare clipă. Ei vor cânta cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor ști ce să cânte și cum să cânte. Puneți în față oameni care nu studiază. Puneți în fața bisericii oameni care au voce bună, care au o, eu știu, înfățișare foarte frumoasă, dar care nu studiază. Și veți vedea ce muzică, ce muzică vor aduce. Veți vedea cum cântă. Veți vedea ce cântă. Pentru că dacă n-au cuvânt, din partea lui Dumnezeu, vor trebui să aibă altfel de cuvânt, din alte părți. Sursele de inspirație, piesele muzicale, toate le vor fi aduse din stânga, din dreapta, dar nu din cuvânt. Nu vor ieși dinăuntru. Ce repertoriu foloseau? David, în 1 Samuel, capitolul 16, este chemat să slujească ca și cântăreț al lui Saul. Saul avea probleme destul de mari. Cuvântul lui Dumnezeu spune că, versetul 14, pierduse Duhul lui Dumnezeu. Și era muncit, era chinuit de un duh rău. Nu știu, puteți să definiți cum e asta? Chinuit de un duh rău. Gânduri rele, amărăciune, mânie, ură, gelozie. Toată gama emoțională negativă care se poate dezvolta într-un om se dezvoltă aici. Satan era lucru dorind neapărat să-l folosească pe Saul pentru distrugerea poporului lui Dumnezeu și pentru pângărirea numelui său. În starea lui emoțională în care era, era teribil. Medicamente nu erau pentru așa ceva, ce e de făcut? Sfatul de oameni care sunt acolo zice, domnule, doar muzica l-ar putea salva pe împăratul nostru. Muzica. Bun. Hai să găsim un om care să cânte. Care e rolul muzicii în viața unui creștin? Că veni vorba. Poftiți? Am mai spus-o și altă dată. Spurgeon a avut un seminar care l-a înființat el și la un moment dat, vorbind despre examenele de admitere, el spunea așa, nu voi permite nimănui care să intre la seminar la mine dacă nu știe să cânte. Și toată lumea ridică din ochi și, bă, da, de ce? Și răspunsul lui este simplu. În activitatea de pastorație, în activitatea cu oamenii, sunt N motive în care pastorul sau cel care lucrează cu oamenii ajunge într-o stare spirituală jos. Se numește criză. Ajunge în criză. Un în început de depresie, gânduri amare, probleme, nu se mai poate, nu mai pot să văd o soluție. Ajunge deseori în situația în care nu mai e nicio soluție și în momentul acela... Spune el, singurul lucru care poate să schimbe instantaneu dispoziția cuiva e muzica. Este medicamentul de care am nevoie, spunea Spurgeon. Și acesta era motivul pentru care el spune, vreau să-i văd că ei cântă. Când nu cânți în biserică, să te întreb de ce nu cânți. Te-ai întrebat vreodată? Dar de ce nu cânt? Ce-i cu mine? Și veți vedea nori, veți vedea apăsare, veți vedea amărăciune și criză în viața dumneavoastră care nu vă lasă să cântați. Încercați să cântați, pentru ca să depășiți momentul critic. Bun. Și în momentul acela, unul dintre slujitori spune versetul 18, a zis... Iată, am văzut un fiu al lui Isai, Betlehemitul, care știe să cânte. Este tare, voinic, războinic, vorbește bine, frumos la chip și Domnul este cu el. Care credeți că e cel mai important lucru dintre toate astea? Ca să cânți, nu trebuie să fii frumos la chip. Da? Nu trebuie să fii nici războinic și nici viteaz. Dar ca să cânți, trebuie să neapărat să ai la bază acea Simplă afirmație. Domnul este cu el și atunci o să cânți. Nu poți să nu cânți. Apropo, următoarea întrebare este: ce o fi cântat David lui Saul? Ce părere aveți? La folclor? A venit David la Saul și a cântat folclor? Cântări de iarbă verde. Păi, N-are nevoie să se, să se destindă puțin, să se relaxeze. Cântări de iarbă verde. Nu, nimic nimic rău. Iarbă verde. Foaie verde, mulțumesc. <laughs> foaie verde. Fratele Dan spunea, nu că Satan nu pleacă la foaie verde. Nici la iarbă verde. Corect, așa e. Nu Nu pleacă. Uh. Nu de multă vreme am stat de vorbă cu cineva care m-a întrebat, zice, mă frate, dar la anunți ce să cântăm? La anunți. Că dur nu să cântăm tot cântări de la adunare. Păi sunt interzise. De ce, de ce nu cântăm cântări și la adunare? Păi ce, păi, până când tot cântăm cântări la adunare, că ne-am săturat. Am vrea și noi cântări de care? Poftiți? Știți că nunta este singurul loc în care în creștinism se vede cine ești. Pentru că la nuntă chiar se dă voie. Nunta cu e. Amire lui și amire zice, bă, faceți voi. Nu cumva să vină biserica și să-i spună, nu face asta și nu face asta, că atunci e, e control. E, e jale și atunci se dă voie și când se dă voie se vede exact cine sunt și se, se vede cum, cum ne-ar place să ne îmbrăcăm dacă ne-ar da voie uite așa, cum? ca la nuntă și uitați-vă bine cum se îmbracă pocăiții la nuntă și vedeți că aia le place să fie la biserică vin altfel de nevoie că de, trebuie. Ascultați muzica care se cântă la nunți și întrebați-vă de ce cântăm muzica asta? Și răspunsul este, păi, ni se dă voie și dacă ni s-ar da voie, asta am cântau. Nu? Muzica de destindere este, în general, muzică de distracție. Ce înseamnă distracție? M-am săturat să, tot, să mă tot forțez să gândesc asupra unui lucru serios. Mai am și o nevoie să-mi să să distragă atenția cineva, cumva, să mă duc în altă parte. Și atunci, muzica asta, de doilei, zicem noi, muzică. Ușoară. Adică, muzică care nu-i profundă. Muzică care nu mă face să mă gândesc, să-mi să, să solicită gândirea. Dar ce, dar ce face? Tu, mi, mi adorme așa. Deci nici nu mai gândesc. Fluer. Asta este muzica ușoară. Muzica de folclor este muzica de toate felurile. Care ține de toate trăirile oamenilor, de toată tematica, dar care n-are absolut nimic de a face decât cu. Omul, la nivelul nostru, nu avem noi, n avem și noi nevoie de asta? Avem sau nu? Dumă, dumă, măi, tramvai, ce mai. Mare... Cântăm tramvaiul din București. Cine ne oprește să cântăm tramvaiul din București? Nu. Cântăm tramvaiul din București. De ce cântăm tramvaiul din București? Pentru ca să mă simt mai relaxat puțin. Că dacă îl cânt pe Dumnezeu, ce se întâmplă? E obositor. Dar când tramvaiul, și atunci e ok. Ce fel de muzică a cântat David? Mulțumesc, psalmi. Este specialitatea lui David. Uitați-vă, este fantastic David. Fantastic. Când, când, oare despre ce or fi vorbit psalmii lui David? Că erau poeziile lui, Nu mult după toată treaba asta apare lupta cu Goliat, cu Marele Filistean. Și când tot poporul Israel tremură în tranșee, vine tânărul ăsta care știe că Domnul este cu el și ăsta știe să cânte. Și dacă știe să cânte, pășește peste tranșee și se trezește înaintea lui Goliat. Cam, cam asta a fost toată treaba. Dar înainte să ajungă înaintea lui Goliat, a trebuit să treacă pe la Saul și l-a întrebat Saul, auzi, dar tu pe ce te bazezi? E întrebarea lui aceea fundamentală. Pe ce te bazezi tu când vrei să faci treaba asta? Știi ce răspunde el? Robul tău păștea oile tatălui său. Și ce făcea acolo David? Scriam salmi. Poți să spun asta? și veți vedea că e adevărat. Imediat. Este, este, în obiceiul lui David ca după fiecare eveniment extraordinar din viața lui să scrie un psalm. Și asta n-a învățat-o mai târziu, am învățat-o acum. Nu. Și el spunea, când un leu și un urs venea să-mi o aie din turmă, deci plecase leu cu oaia în gură. Ce făcea David? Zice, alergam după el. De data asta, nu, adică leu era cel urmărit. Leu fugea de David, nu David fugea de leu. Zice, eu alergam după leu, îi smulgeam oaia din gură. Și îi spuneam să fie cu minte. Că dacă se ridica împotriva mea, așa zice aici, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Fraților, Lucrurile astea nu sunt lucruri obișnuite. Astea sunt lucruri numai, care se întâmplă numai când Domnul e cu tine. Și după ce s-a întâmplat un lucru de ăsta, David nu poate decât să scrie un psalm. Psalmii pe care el i-a cântat în fața lui, lui Saul erau psalmii ăștia. Psalmii aceștia îi dădeau curaj lui Saul. Psalmii aceștia îl scoteau afară demonii din viața lui Saul. Psalmii aceștia, nu alții. De unde știu că David făcea lucrul acesta? Pe uitați-vă cu mine că în psalmul 57, repede, e, e mai târziu, dar psalmul 57, uitați-vă la titlul lui. Psalmul 57, o cântare de lauda lui David făcută când a fugit în peșteră urmărit de Saul, când scrie David psalmul. Când? Când era în peșteră urmărit de Saul. Păi, oameni buni, acum încă o dată am mai spus și lucrul ăsta: când te urmărește cineva, tu, 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 tu scrii psalm. nu trebuie un birou mai serios, nu trebuie alte condiții. Tu, tu când fugi, scrii psalm. Ăsta e David. Psalmul 142. O rugăciune făcută când era în peșteră în ce peșteră? În peștera Enghiedii. Aduceți-vă aminte, când el era în adâncul peșterii și Saul s-a pus undeva la intrarea din peșteră. Și aici spune că în timp ce era în peșteră, el a scris psalmul 142. Vă rog să observați, fiecare eveniment în care Dumnezeu îl eliberează pe David este o sursă de inspirație pentru Cântare. Pentru cântare. El cântă. Doamne, dacă am avea recunoștința aceasta, ca ori de câte ori Dumnezeu ne întoarce, ne izbăvește și ne salvează, să scriem și noi un psalm. Unde vă e? Sau unde ne este cartea de psalmi? Unde e? Davidoare. Și așa mai departe. În psalmul 60, el este un alt psalm pe care îl scrie în momentul în care îl urmăresc sirienii. Zice aici o cântare de lauda lui David spre învățătură, făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia, cu sirienii din Țoba și când s-a întors Ioab și a bătut în Valea Sării 12.000 de edomiți. Psalmi. Asta mă face să înțeleg că, autorul, că David, autorul psalmilor, este unul care o viață întreagă a făcut așa. El scria, acest, el scria psalmi când smulgea oaia din gura leului. El știa ce înseamnă un păstor de felul ăsta. Nu păstorii din zilele noastre. Din cauza asta scrie psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Pentru că el avea în vedere păstorul așa cum fusese el, care scotea oaia din gura leului și care, dacă se ridica leul, îl omora. Ăsta este păstorul de care are nevoie Dumnezeu. Și poporul său. Aici suntem. Și mai îmi place un lucru, fraților. Mai îmi place că David nu cântă singur. Uitați-vă la psalmii lui și spune, voi lăuda pe Domnul în, în adunare și înaintea tuturor popoarelor. Este este reflexul lui David. După ce o zi întreagă stătea la luptă împreună cu vitejii lui, seara, după ce Dumnezeu le dăduse biruință, pentru că viața lui David a fost o, o sumă de biruințe pe care Dumnezeu li dat, i le-a dat, dat, seara respectivă, imaginați-vă pe David cum vine, și îți dă jos scutul și harnașamentul jos și lângă el se mai adună încă 50-60 de viteji și ei își dau, își dau harnașamentele jos, se umple câmpia de săbii, sulițe și de alte alea, iar ei se adună în mijloc și fac focul. Și la foc, David scoate harpa. Și oamenii aceia care o zi întreagă se luptaseră pe câmpul de luptă, acum învață să cânte. Nu știu, vii, puteți imagina pe bărbații cântând. Bărbații aia lați la umeri, înalți, de-abia intră pe ușa aia. Bărbații ăștia care erau obosiți și care până acum făcuseră pustiu în jurul lor, își învârtiseră sulița peste 300 de indivizi, o, oameni, puseseră pe fugă oștirile vrăjmașe, oamenii ăștia cântând acum cum strig un cerb, se toți de apă rece. Așa de Dumnezeu se toți strig eu. nu erau oameni împietriți. Cântecul îi ajuta să se transforme. Îi făcea să lupte, iertați-mă, să uite grozăvia câmpului de luptă și să devină niște oameni sensibili care se legau de Dumnezeu și cărora Dumnezeu le schimba viața. Biserica lui Dumnezeu trebuie să învețe să cânte. Biserica lui Dumnezeu trebuie să învețe să se strângă la oaltă. Și Dumnezeu să fie acela care să facă arde în mijlocul bisericii sale psalmii lui Dumnezeu. Cine este cel care conduce biserica lui Dumnezeu în închinare? Cine? Corul Sfânt. Dar pentru asta corul Sfânt trebuie să aibă inima plină. Plină să nu se mai poată opri. Corul Sfânt nu trebuie să se plângă că sunt prea multe repetiții. Corul Sfânt nu trebuie să se plângă că e prea greu. Corul Sfânt nu trebuie să plângă de nimic. Corul Sfânt trebuie să aibă inima plină să dea peste ea. Muzică, folclor, de toate felurile. Atât de mult întâlnită atât de mult copiată, încă o dată justificată prin ideea de culturalizare, antropo antropologie și așa mai departe. Toate științele umane de astăzi în favoarea acestei idei. Și când le citesc pe toate, mi-ajunge un psalm. După ce l a studiat pe toate, mi-ajunge un singur psalm. Vreți să-l citiți cu mine? pe malurile râului Babilonului. Și jos și plângeam. În acolo viruitorii noștri ne cereau cântări, spune versetul 3. Asta se numește culturalizare. Ce mă, nu puteți cânta și aici? Ia cântați acolo, că am auzit că voi cântați frumos. Aveți specializarea asta, Ia să vedem. Niște soliști, duete, vartete, un cor întreg. Ia, haide, cântați-ne aici. C și Cineva ar putea să zică, hai să le cântăm, că e evanghelizare. Și nu zic nu, poate să fie. Dar ceea ce se întâmplă în, 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 interiorul unui corist, ceea ce se întâmplă în interiorul unui om care îl iubește pe Dumnezeu este asta. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harpele, le luasem cu noi, că plecasem în pustie, dar era unde? Era un cui erau mute. Cum să cântăm, versetul 4, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Este o totală contradicție. Contează pământul. Contează unde cânți. Contează de ce-ți cânți. Contează cui cânți. Contează. O să nu-ți imaginezi că dacă ești într-un loc de ochiat, poți să cânți orice sau cântările Domnului. Nu poți. Faceți ca lucrurile să meargă în linie, să se potrivească. Pe pământul sfânt cântă cântări sfinte. Pe pământ nesfânt, pe pământ nesfânt, nu te duci. Da? Nu te duci. Poporul lui Dumnezeu stă acolo, unde Sfințenia lui Dumnezeu îl cheamă. Dacă te voi uita, Ierusalime, dacă te voi uita, să-și uite dreapta mea de stunice ei. lor, de ce cântăm noi muzică ușoară? De ce folosim noi folclor? De ce, ce se întâmplă în momentul în care noi facem lucrul ăsta? Nu cumva Uităm? Dacă te voi uita, Ierusalime, nu cumva uităm? Pentru că se întâmplă. Frații mei, când cânti Dumă, Dumă, Măi, Trai, Vai, care este o cântare neutră din punct de vedere al textului, că nu are nimic rău, nu? Dar când cânti Dumă, Dumă, Măi, Trai, Vai, tra vai" unde e Ierusalimul? Spuneam aseară, problema neutrului în viața noastră nu e că uh, nu e nici rău, nici bine, nu, ci că creează o zonă în care n-ai nevoie de Dumnezeu, creează o zonă în care uiți Ierusalimul, ori n-ai voie să uiți Ierusalimul. Străim într-o zonă în care noi ne permitem să uităm Ierusalimul. Noi ni se pare că e prea greu să ții continuu în minte Ierusalimul. Dar până când tot cântări din alea de la biserică? Hai la nuntă să cântăm și noi cântări de dragoste. așa e? Psalmul 45, vă rog frumos. O cântare al fiilor lui Core. Și după aceea scris, o cântare de dragoste. Fiți atenți! Versetul 7 mai departe. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. Cui cântă? Îi cântă lui Iisus Hristos. Este textul care apare ulterior, folosit de Pavel, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Îi vorbește Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu, lui îi cântă. Ce îi cântă? O cântare de dragoste. Nu, nu este vorba de dragostea aia platonică, nu. Ceea ce urmează mai departe, veți observa că are și elementele iubirii conjugale în ea. Numai că. Psalmistul nu coboară iubirea lui Dumnezeu jos la nivel uman, ci înalță omul la nivel divin. Înalță legământul căsătoriei ca fiind prototipul iubirii lui Iisus Hristos. Haideți să citim mai departe. Zmirna, aloia, casia, umplu de miros plăcut, toate veșmintele. Unde mai găsiți dumneavoastră treaba asta? În cântărilor. Toată lumea spune astăzi că cântarea cântărilor nu este altceva decât un poem al unui îndrăgostit pentru o îndrăgostită. Psalmul 45 demonstrează că nu este așa. Psalmul 45 este de fapt inspirația cântării cântărilor. Solomon nu face altceva decât dezvoltă subiectul acesta permanent găsit în poporul lui Dumnezeu. Printre prea tale sunt fete de împărați, împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta, împotobită cu aur de ofir, ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, este momentul căsătoriei, este momentul nunții. Și așa mai departe. Citiți, vă rog, până la terminarea versetului 15. Și așa mai departe. Este o cântare de dragoste, de excepție. Încă o dată, care vorbește despre cântarea cântărilor. Și dacă cântarea cântărilor și cântările de dragoste sunt cântări de biserică, pentru că, iertați-mă, amândoi și psalmul 45 și cântarea cântărilor sunt în scriptură, sunt de biserică, atunci nu mi-ar da de înțeles că tot ceea ce se întâmplă la o nuntă ar trebui să fie de biserică? Și cântările pe care le cânt la masă ar trebui să fie de biserică? A fost o vreme când adventiștii și pocăiții cântau la masă cântări de biserică și oamenii care veneau acolo stăteau și ascultau cântări pe care nu le mai auziseră niciodată și în urma cântărilor acestora ei făceau cunoștință cu un Dumnezeu al bucuriei pe care nu știau în altă parte. De ce ne e rușine să mai cântăm cântările Domnului la mesele noastre? S-ar putea să fie mesele noastre un pământ străin? Pentru că numai așa ajungi la concluzia că nu poți să cânt cântările Domnului pe un pământ străin. Când vom sfinți pământul pe care trăim, astfel încât să putem să aducem lui Dumnezeu lauda și închinarea care îi se cuvine. Închinați-vă lui Dumnezeu, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Corul Sfânt, puterea Lui Dumnezeu, izbânda poporului Său. Oamenii unși cu Duhul Prorociei sunt cei ce sunt aici. Mă adresez corului bisericii din Lomalinda și îi urez cu toată inima să fie prorocii Lui Dumnezeu în această biserică. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu în această biserică. Să fie oastea care câștigă biruința și poporul lui Dumnezeu să nu mai aibă nevoie de o altă oaste decât oastea aceasta. Iar bisericii întregi închei urându-i Coloseni, capitolul 3, de la versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi. Cântări de laudă. Cântări duhovnicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Spuneți-mi de câte ori zice aici cântând cântări de câte ori. Vă rog să observați, aici zice, sfătuiți-vă unii pe alții odată. Și pe urmă zice psalmi, cântări, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu de patru ori. Modalitatea de lucru este extraordinară în poporul lui Dumnezeu. Dacă am vorbit între noi cu psalmi, s-ar duce amărăciunea. E adevărat? S-ar frustrările. S-ar duce nemulțumirea. S-ar duce spiritul de competiție. S-ar duce bârfa. Dacă am putea cânta. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Amin. Să ne califice Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru aceasta. Abia aștept ca minunea asta să se întâmple în Biserica de aici. Cu fiecare dintre noi. Abia aștept zâmbetul acela larg al omului care umblă cu Dumnezeu și care știe că Dumnezeu este cu el. Abia aștept să văd bucuria și fericirea care pornesc din ochii oamenilor care sunt odihniți datorită odihnei care e în sufletul lor. Ne înținăm, Părinte, ta cu viața noastră, cu bucuriile noastre, cu sufletul nostru, cu cântările noastre și ajută-ne, Doamne, ca să fim convinși că Tu ești cu noi. Fă ca lauda și închinarea noastră să pornească din certitudinea faptului că popor al Tău fiind, Duhul Tău cel Sfânt are grijă de noi, Duhul Tău cel Sfânt ne binecuvintează, Duhul Tău cel Sfânt este în inima noastră. Îți mulțumim pentru că nu mai avem gol în suflet. Îți mulțumim pentru că ești plinul nostru și că dă peste el. Pentru asta transformă biserica ta într-o sărbătoare. Și tu, Doamne, să fii, să vii cât se poate de repede la sărbătoarea noastră. Pentru ca să sărbătorim împreună, de acum, de aici și până în împărăția ta. Amin.